le spune că printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Și moartea a domnit asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. Moartea a fost o consecință și este a păcatului. Fiul lui Dumnezeu a venit să scape și să salveze pe om de sub starea aceasta de păcat și moarte. De aceea predicarea Evangheliei constă în faptul că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit și a plătit în locul nostru pentru păcatele noastre. Pentru că oricine va crede, va primi această ofertă pe care Dumnezeu o dă în Hristos, iertarea păcatelor. Și odată cu iertarea păcatelor, iertarea de judecată, de moarte, pentru veșnicie. Și în loc ne dă Dumnezeu viață veșnică. Dorința lui Dumnezeu este ca niciunul să nu moară, ci toți să vină la pocăință. Pocăința este de fapt un dar pe care Dumnezeu îl dă tuturor oamenilor. Dacă tu dorești să primești această iertare, trebuie să ne pocăim. Trebuie să credem în jertfa Domnului Iisus Hristos, să venim la El și El ne primește și cu dragoste ne iartă, ne înfiază și ne face copii al lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu și vom fi scutiți de judecată, de moarte veșnică și vom avea viață veșnică. Slăvit să fie Dumnezeu! În această zi vom continua să ne rugăm, vom continua să cântăm pentru gloria lui Dumnezeu. Frații care sunt în mijlocul nostru, vă lăuda pe Dumnezeu. Frații, vestea îmbucurătoare, vă lăuda pe Dumnezeu câteva cântări. Apoi fratele Daniel, vă lăuda pe Domnul. După care, fratele Victor Pavlovski, care este episcopul Frațietății Pentecostale din Moldova, va avea un cuvânt pentru noi toți. Și am vrea ca bunul Dumnezeu, în această zi, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin cuvântul Evangheliei, care are putere de mântuire, să lucreze la inimile noastre și în această zi Dumnezeu să reverse aici harul Său, iertarea Lui, mântuirea Lui. Amin.